Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară specială, joia din săptămâna patimilor, este în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Voi citi de la versetele 51 la 54. Matei 26, cu 51 la 54. Să ascultăm această istorie interesantă în capitolul arestării Mântuitorului Iisus Hristos. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Amin. În adevăr, toată istoria Mântuitorului Iisus Hristos aici pe pământ, printre noi, printre oameni, a fost o istorie aparte, o istorie diferită. Iată că și în narativul, în povestirea evangheliștilor cu privire la arestarea lui, un eveniment interesant este introdus. Malhus, după cum vom vedea pe parcursul mesajului, un slujitor al marelui preot, este prezent acolo la arestarea Mântuitorului în grădina Ghețimani și Matei spune, unul dintre cei ce erau acolo a luat sabia și a tăiat urechea acestui om cu nume Malhus. Știm că Apostolul Petru a fost curajosul acesta. El era pescar, nu era războinic și de aceea și când a luat sabia și a vrut să lovească gâtul acestui slujitor, a nimerit doar urechea. Nu era chemat el pentru război. Și apoi gestul lui a fost un gest necugetat pentru momentul acela, deoarece el era singurul cu armă dintre cei 12, 11 acum, că Iuda era cu cei care au venit să-L aresteze pe Iisus și cei ce au venit erau soldați, erau pregătiți pentru arestare ca pentru război și putea să pericliteze libertatea și celorlalți, inclusiv a lui Petru. Putea și Petru să sfârșească în tradiția romană pe o cruce împreună cu Iisus Hristos. Dar Mântuitorul a avut grijă și de aspectul acesta pentru că s-a adresat celor care au venit să-L aresteze, să-i lase în pace pe apostoli pentru că ei n-au nici o parte în planurile lor. Istoria aceasta a tăierii urechii lui Malhus este o istorie profund profetică, are o semnificație profetică adâncă. De aceea, în această seară specială, voi vorbi cu o tentă profetică, un mesaj pe care l-am intitulat Profeția urechii tăiate. Profeția urechii tăiate. Când vorbim de ureche, ne gândim la auz, la a asculta. Și auzul, ascultarea în relația Dumnezeu și om este foarte importantă. De fapt, fundamental în gândirea iudaică este această expresie Shema Israel,
ascultă Israele. Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu din Deuteronom 6:4. Aceasta este piatra fundamentală a credinței iudaice. De pe aceasta pornește. Ascultă Israele. Ce să asculte? Cuvântul lui Dumnezeu. Este așa de important ca Israel să asculte, este așa de important și pentru noi, ca biserica, să asculte, este așa de important pentru credinciosul individual să asculte, încât, frați și surori, doamnelor și domnilor, în Israel este o tradiție care putem să o vedem de câte ori venim la biserică. Dacă vă uitați la ușă, pe stâlpul ușii, acolo este un mic cilindru rămas de la frații noștri evrei, de la care am cumpărat templu, și în cilindrul acesta este un sul special în care sunt puse două pasaje biblice din Deuteronom. Primul pasaj este Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 la 9, și al doilea pasaj este Deuteronom, capitolul 11, versetele 13 la 21. Este un cuvânt cu privire la legea lui Dumnezeu și raportul lui Israel cu Dumnezeu prin ascultare, iar cilindrul acesta, instrumentul acesta, dacă vreți, care conține aceste cuvinte din Deuteronom, din legea lui Moise, se numește Mezuza. Mezuza. Un evreu credincios, când intră într-o casă unde există mezuza, se oprește în dreptul mezuzei, pentru că acolo este cuvântul Domnului și cuvântul Domnului este sfânt. Se oprește, se apleacă și apoi își sărută degete, așa se închină în fața lui Dumnezeu și spune: casa aceasta este o casă binecuvântată, pentru că în această casă este cuvântul lui Dumnezeu. Deci un respect deosebit pentru cuvântul Domnului. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în pasajul nostru și în evenimentul arestării Mântuitorului Iisus Hristos întâlnim un om a cărui ureche este tăiată. Avem de-a face cu ascultarea, cu auzirea. Semnificația profetică, după cum vom vedea, este profundă, este adâncă. Pentru că problema fundamentală pe care a avut-o Israel și pe care o avem și noi a fost și este ascultarea de cuvântul Domnului. Ne este greu să ascultăm. Sau dacă ascultăm, ascultăm ce ne place, selectiv. Dar cuvântul Domnului trebuie ascultat în întregime. Trebuiește crezut în întregime. Pentru că este un cuvânt care ne vorbește nouă. Însă dacă Domnul Iisus Hristos a îngăduit să se întâmple acest eveniment, acest incident al tăierii urechii unui slujitor al marelui preot, Iisus Hristos a știut ce face. Nu uitați că în Matei 12 este momentul în care Israel se leapădă de Mesia, de Dumnezeu. Matei 12. A făcut minuni, a vindecat și a scos draci. Și au venit la el și au spus: scoate dracii cu ajutorul lui Belzebud, domnul dracilor. Aceasta a fost
semnificativ cu a spune ăsta nu este Mesia. Un Mesia din acesta nou nu ne trebuie. Ăsta este plin de draci, plin de duhuri rele. Acela este momentul istoric când Israel se dezice de Iisus Hristos ca Mesia. Și observați, o tehnică de predicare la Iisus Hristos se schimbă imediat. Treceți în capitolul 13 din Matei și când treceți în capitolul 13, după 12, unde este acuzat că este posedat de diavolul, Iisus Hristos spune, după Evanghelia din Matei, 7 pilde ale împărăției. Și la un moment dat, ucenicii se apropie de el și spune, de ce le vorbești în pilde? Că nu înțeleg. Că nu înțeleg. Și Iisus Hristos le răspunde, voi ar trebui să înțelegeți ce vorbesc, dar Israel de aici încolo nu înțelege. Pentru că aud și nu vor să înțeleagă. Aud și nu vor să împlinească. Aud și nu vor să respecte cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu. De aceea, de aici încolo, am să vă vorbesc în pilde despre împărăția lui Dumnezeu, pentru ca ei, măcar că aud să nu înțeleagă, măcar că văd să nu priceapă. Dar voi trebuie să stați treji ca să înțelegeți și să pricepeți. Și iată că vine momentul arestării. În momentul arestării, după Ioan, este apostolul Petru cel care ia sabia și taie urechea slujitorului marelui preot și Ioan este cel care ne spune cum îl cheamă pe acest slujitor. Îl cheamă Malchus. Malchus. Da. Aici este foarte important de observat două lucruri la Petru și la Malchus și de asemenea este important de observat două aspecte pe care Iisus Hristos le are în vedere profetic legat de acest eveniment. Cel ce taie urechea lui Malchus, cine este? Petru. Petru. Și Petru se numește Simon. Forma veche, vechi testamentală a numelui lui este Simeon. Vine de la cuvântul ebraic Shama, ascultare. Simbolic, Petru poartă un nume de om care ascultă. Pentru că la un moment dat, Iisus Hristos i-a întrebat, cine, zic, cei cu care vă întâlniți că sunt eu, așa, ca fiul al omului, nu fiul de Dumnezeu, ca fiul al omului? Și i-au răspuns, probabil unul dintre mari profeți din vechime, reînviat. Dar voi, cine ziceți că sunt? Și cine răspunde direct? Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar Iisus Hristos îi răspunde cu aceste cuvinte. Acum înțelegeți de ce îi răspunde așa. Și eu spun, Simone, tu ce ai vorbit acum, n-ai vorbit de la tine, ci ai vorbit ce ți-a descoperit cine? Tatăl meu care este în ceruri. Cu alte cuvinte, Domnul i-a zis lui Simon, Simone, tu nu porți numele Simeon degeaba, pentru că tu porți numele ascultării. Tu ai auzit pe tatăl vorbind, ai fost atent, ai luat notă și ți-a rămas în minte și în inimă că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Simone, să rămâi în ascultarea aceasta,
să rămâneți în ascultarea aceasta, pentru că aceasta vă va face pe voi oameni mari. Aceasta va aduce pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Malhus, al doilea personaj. Deci Simon, ascultare spirituală. Faptul că Ioan ne prezintă și numele este semnificativ. Știți de ce? Malhus este o variantă a termenului ebraic Melec, care cine știe ce înseamnă Melec? Rege. Rege. Melec înseamnă rege, iar Malhus este o variantă a termenului rege în limba ebraică. Acum, când urechea lui Malhus este tăiată, prin aceasta vrea să spună că regele este rănit. Este profetic. Regele este rănit. Este împlinirea exactă a cuvintelor pe care Duhul Domnului le-a vorbit prin profetul Isaia când spunea, el a fost, Isaia 53:5, el a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Însă termenul ebraic nu este zdrobit. Cornilescu traduce zdrobit. Dacă puneți textul 53:5 Isaia pe ecran și în engleză, veți vedea că în engleză este diferit traducerea. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. But he was pierced for our transgression. He was crushed. Ce traducere aveți acolo? Traducerea, cred că dacă puneți King James Version, este he was wounded. Wounded for our iniquities. Rănit pentru fără de legile noastre, pentru păcatele noastre. See? Aveți acolo. But he was wounded for our transgressions. Wounded, rănit. Lui Malhus i s-a tăiat urechea. Regele a fost rănit. Este, dacă vreți, un joc de cuvinte, mai degrabă o codificare de cuvinte, Simeon, Malhus, ascultare, rege, o codificare de cuvinte în care este împletită profeția despre viața, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce se întâmplă? El este rănit. Pe de altă parte însă, Malhus este slujitorul marelui preot. Marele preot era personajul, împreună cu Sanhedrinul, care domina peste viața religioasă a lui Israel. Iar Malhus este slujitorul marelui preot. Prin aceasta, de asemenea, Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună profetic că momentul tăierii urechii lui Malhus este sinonim cu momentul închiderii ascultării lui Israel pentru o lungă perioadă de timp. Pentru o lungă perioadă de timp. Și de fapt, ascultarea lui Israel este și astăzi închisă. Urechea lui Malhus este tăiată până astăzi, pentru că este drept, Israel s-a întors acasă, dar nu s-a întors în credință. Ia auziți ce spune cuvântul Domnului prin profetul Ezechiel, cum s-au întors. Valea aceea oaselor peste care a suflat profetul, zice în 37 Ezechiel cu 8, m-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. Nu este viață încă în ele. Israel s-a întors acasă, dar s-a întors în necredință. Pentru că urechea lui Malhus, pentru Israel, a rămas
tăiată până astăzi. Faptul că Iisus Hristos intervine și îl vindecă pe Malhus, prin aceasta din nou Iisus ne spune o profeție frumoasă, că în final, ascultarea lui Israel va fi restabilită, așa cum urechea lui Malhus a fost vindecată miraculos, ascultarea lui Israel va fi restabilită miraculos atunci când Domnul Iisus Hristos se va întoarce a doua oară și la venirea Lui, ne spune profetul Zaharia, Domnul va turna un duc de pocăință peste tot Israelul, rămășița care mai rămâne, o treime din populația lui Israel, după necazul cel mare, la sfârșitul necazului celui mare, și spune, toți se vor întoarce spre el și îl vor plânge, așa cum se plânge un întâi născut, singurul fiu pe care îl are mama. Și întoarcerea aceasta către Domnul Iisus Hristos este o întoarcere în credință și în pocăință. De aici încolo, Malhus aude, Israel aude, Israel înțelege și timp de 1000 de ani, Mântuitorul Iisus Hristos, Mesia, care se întoarce din nou spre ei, este Domnul lor, împăratul lor, iar ei vor umbla în ascultare. Shema Israel va fi literă de lege pentru ei și nu se vor mai abate de la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, un ultim aspect pe care evenimentul acesta îl are în vedere, îl ia și Apostolul Pavel în atenție. Când Apostolul Pavel a început să predice, asta știți din istoria biblică, primele locuri în care s-a dus să predice, care au fost? Unde au fost? În sinagogi. S-a dus să predice la evrei. Dar, evreii nu l-au primit. Numai parte din ei. A predicat și în Galatia, acolo a predicat și la evrei și la greci. Și cei care au primit cuvântul Domnului și s-au întors la Mântuitorul Iisus Hristos, au făcut la un moment dat o cotitură, s-au întors înapoi la lege. Și Apostolul Pavel îi mustră cu aceste cuvinte. Puneți Galateni 3:2. Galateni 3:2, îi întreabă Apostolul Pavel pe galateni, cum ați primit voi credința? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Pentru că aceasta trebuie să fie importantă, ascultarea, auzirea. Iar în Roman 10:17 va spune, astfel, dar credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Uitați-vă acolo. Apostolul Pavel vrea să le dovedească și să-i convingă pe evrei timpurii, generația lui, că credința este rezultatul ascultării. Și ascultarea aceasta de cuvântul Domnului desfințează robia legii lui Moise. Este o eră nouă care a început în viața lui Israel, dar evreii, mare parte din ei, așa cum vedem, n-au vrut să primească. Dacă citiți Fapte 28 cu 23 la 28, Apostolul Pavel a încercat și la Roma să vorbească cu sinagoga iudaică de acolo. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Deci, Fapte 28 de la 23.
I-au hotărât o zi, evreii, și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Acum eu am să vorbesc de seara până dimineața. Unii au crezut ce le spusese el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin profetul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zi-i, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea, căci inima acestui noros s-a împetrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și neamurile o vor asculta. În concluzie, profeția urechii tăiată este aceasta. Dumnezeu a îngăduit acest eveniment și personajele principale, să zicem așa, din acest eveniment, Simon Petru și Malhus, pentru următoarele aspecte. Simon însemnează ascultare. De fapt, noastră știți că atunci când s-a născut lui Leia, al doilea copil, i-au pus numele cum? Simeon. Pentru că Leia a zis: Dumnezeu a văzut că nu-s iubită și mi-a ascultat rugăciunea, plângerea, a auzit. Și a pus numele Simeon, ascultare. Simon Petru reprezintă ascultarea spirituală. El este cel care este atent la șoapta Duhului Sfânt și aude revelația Tatălui Ceresc că cel cu care stau ei de vorbă este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și lucrul acesta trebuie să fie păstrat. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Mântuitorul. Aceasta nu este invenție omenească, este revelație divină. Și o pricep acei a căror ureche este tăiată împrejur, nu tăiată cu sabia, tăiată împrejur, sfințită. Dar acolo este și Malhus, care înseamnă Melec. El reprezintă două aspecte profetice. Unu, îl reprezintă pe Iisus Hristos, pentru că El este împărat, regele lor este rănit pentru păcatele noastre, undit, for our iniquities. Și de asemenea, îl reprezintă pe Israel, pentru că el este slujitorul marelui preot. Marele preot era stăpân peste Israel, stăpân spiritual peste viața lui Israel. Și Malhus, slujind marele preot, reprezintă iudeii, israeliții, a căror ascultare este tăiată de aici încolo și vor trece, uitați, 2000 de ani și ascultarea nu le-a revenit la loc. După cum am citit și din Ezechiel, s-au întors în țară după 1873 de ani, sunt în Israel, dar exact cum zice Ezechiel, s-au întors, însă nu era Duh în ei, nu este credință în ei. Dar vindecarea urechii lui Malhus de către Iisus Hristos este de asemenea o profeție prin care ni se spune că într-un viitor foarte apropiat, la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Israel își va întoarce nu numai urechea, și inima și mintea către cel pe care l-au respins și își vor recăpăta auzul spiritual, vor înțelege că Iisus Hristos este Domnul și pentru 1000 de ani vor împărăți peste întreg pământul și împărăția lor va fi o împărăție glorioasă cum n-a mai fost nici una
în toate mărețiile care au fost împărățiile trecute, cum a fost Imperiul Babilonian sau Persan sau Grecesc. Nici o împărăție nu va întrece în splendoare și în glorie împărăția de 1000 de ani a lui Israel. Puneți la inimă cuvintele acestea, pentru că în toate lucrurile Dumnezeu are o taină pentru noi, are o învățătură pentru noi. Să ne rugăm Domnului să avem o ureche vindecată. Să nu mergem acasă cum am venit, ci să mergem acasă știind că am auzit cuvântul Domnului, care ne cheamă la pocăință, ne cheamă la ascultare, ne cheamă la pace și ne cheamă la a depinde de Domnul. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.